Peste 20 de liceeni de la Colegiul Național Bogdan Petricei cu HDU sunt angrenați într-o acțiune caritabilă care va avea loc mâine la sala Consiliului Județean. HDienii îi iau ca parteneri pe cei de la Complexul de Servicii pentru Copilul cu Handicap Sever numărul 8 din Buzău. Toată desfășurarea de forțe este menită de a-l ajuta pe Gabriel Dogaru, un copil de 11 ani diagnosticat cu autism. Potrivit specialiștilor, copilul are mari șanse de recuperare, dar are nevoie de un ajutor financiar considerabil. Elevii organizatorii evenimentului sunt voluntari la centrul special din cartierul Micro 14. Încă de anul trecut am fost la centru și am practicat voluntariat. Ne place foarte mult să ne implicăm în cazuri umanitare și este foarte important pentru noi, în primul rând pentru profilul nostru și pentru viitor, întrucât contractul pe care îl obținem în urma voluntariatului este echivalent a anilor de experiență și când vom aplica la un job, să zic așa, este foarte important. Încă de anul trecut am organizat un spectacol caritabil, am ales de asemenea un caz cu un copil bolnav de autism de la centrul de copii numărul 8, iar anul acesta am urmat așa zisa tradiție, o putem numi, și am ales din nou un caz cu alt copil. Tinerii de la HDU sunt impresionați de cazul fiecărui copil internat în complexul de servicii, dar Gabriel a atras atenția prin inteligența sa. Părinții au descoperit boala la vârstă fragedă, iar de atunci au încercat să-l sprijine prin terapie la specialiști. Ne-am dat seama, nu se uita în ochii noștri. Pur și simplu el nu trebuia, plângea. La el era tot invers. Nu trebuia să râdă, el plângea. La un an și trei luni a început să meargă în picioare și merge pe vârful și se rotea cu cer. Da. V-am zis, nu se uita în ochii noștri. Era în lumea lui, da. Voluntarii de la HDU au ales cazul acestui copil de 11 ani pentru că băiețelul are șanse mari de a deveni un copil normal, dar are nevoie de terapie de specialitate pe termen lung. Medicii ne-a dat șanse doar prin școală, prin terapie. Da. Doar așa, să, cât de cât să descurce el, dar în rest, cu tratamentul, nu este tratament pentru autism. Am înțeles. Dar să fie mai liniștiți. Dar lasă că prin terapie foarte multă, cât de cât să poate descurca el să fie independent. În prezent, cheltuielile pentru terapia lui Gabriel sunt suportate doar din salariul tatălui, pentru că mama nu poate lucra. Familia Dogaru se descurcă greu, motiv pentru care tinerii voluntari vor organiza spectacolul de mâine, iar sumele strânse vor fi donate. În cadrul spectacolului vor fi mai multe momente artistice, pe lângă piese de teatru, momente muzicale și de dans, iar biletul este de 10 lei, iar toți banii donați vor fi... Toți banii strânși vor fi donați familiei Dogaru, deoarece Gabi are nevoie de fonduri pentru a-și plăti terapia. El are un potențial foarte ridicat. Cu ajutorul terapiei poate obține schimbări radicale, doar că părinții lui nu-i pot oferi acest lucru, deoarece doar tatălui are un serviciu momentan. Un scenariu, o adaptare după un roman al lui Mark Haydon, un psiholog la origine, care s-a ocupat de problema copiilor cu tulburări de autism și romanul urmărește evoluția unui astfel de copil devenit adolescent. El își povestește viața, iar protagonistul este un elev de la noi și intră foarte bine în rolul personajului pentru că a studiat. De când știe că va avea rolul acesta, a studiat în centrele de copii. Spectacolul va avea loc mâine de la ora 17:30 la sala mare a Consiliului Județean. Prețul biletului este de 10 lei. Cum te cheamă? Cristofor Bun. Unde locuiești? Pe strada are domnul numărul 36. Și ce faci aici? Am venit să stau jos. Bine, hai să simplificăm lucrurile. Ce faci în gara? Mă duc să o văd pe mama.